În ultima perioadă foarte puțin se vorbește despre poezie. Eu sunt genul de persoană care eu încă nu mă consider poet, mi i doar îmi place să scriu. Ce versuri ți țineți minte din... Aș fi vrut să fiu talentat la română, să scriu un roman pe care să vrei să-l citești numai tu în noapte cu lună, iar apoi să mai somn, să mă strigi, să mă chem. Punct. Punct. Da. <laughs> Călător în gara vieții. Știți foarte bine că din cărți din poezii nu se fac bani în noi Republica Moldova. Uh -huh. Din păcate, cu toate că sunt destul de buni tineri pe care îi văd eu cu perspectivă bună, poezia, nu știu, fiecare probabil pe care cunosc eu din tineri care s-au lansat, au, doar au investit. Ai o carte lansat, nu? Nu e așa. Și legătura are poezia cu box. Stai, stop, care de, de la poezii, la educație fizică. Eu de felul meu sunt foarte liniștit cum e educat, până în momentul Aha. când... Școala auto, cum a apărut asta în viața dumneavoastră? Începe pornirea la semnalul roșu. Eu prus că pun frână și o opresc pe loc. Zic, ce vrei să faci în Da, eu sunt femeie și nu vreau să aștept. <laughs> <laughs> e pupie cu permisul de conducere în Republica Moldova, încă și mai gravă. <clears throat> Dacă vin la urlite de teorie, asta nu înseamnă că ești învață, da? C examinatorii în mod intenționat provală elevul, cursantul, așa ca aceștia deja pe zi au un număr de elevi pe buni care trebuie să susțină examen. Ori nu știi teoria sau o încădrează în practic, ori nu știi partea tehnică. Invitatul din această seară este Dan Godea, poet. Domnule Godea, bine ați venit în studioul nostru! Salutare, bine v-am găsit! Domnule Godea, eu din start nu am prezentat nu am făcut o prezentare mai pe larg, pentru că dumneavoastră, pe lângă faptul că scrieți, aveți foarte multe domenii de activitate, domenii care cumva viața o trecut sau dumneavoastră ați trecut cu ele prin viață. Așa că noi să le lăsăm un pic mai pe, pe mijloc, mai pe final, dar de la bun început să începem cu poezia. Știți ce am observat eu în ultima perioadă, ca să începem așa cu pozitivul sau mai bine zis, nu știu, nu chiar pozitiv? În ultima perioadă foarte puțin să vorbește despre poezie, mai puțin să vorbește despre lectură, despre oamenii care scriu, despre oamenii care cumva, pentru ei cuvântul, versul, poezia, bineînțeles și un roman, deci în o lansare de carte, este în prim plan. Și aici vin cu prima întrebare. De ce în opinia dumneavoastră atât de puțin se reflectează în spațiul public oamenii care scriu? Foarte bună întrebare. În ultimul timp, cum ați menționat, se citește mai puțin, se lansează mai puțin, din faptul că tehnologia modernă probabil își pune cuvântul. Dar vreau să mă bucur de faptul că oricum sunt și tineri care scriu, sunt ultima perioadă, s-au lansat câțiva tineri destul de buni, chiar și o fetiță de 12 ani, duminica trecută și-a făcut lansarea, adică noi ne bucurăm despre faptul că, pe lângă faptul că se citește mai puțin, dar oricum sunt tineri care citesc, care se lansează, care iubesc frumos, o arta și mergem înainte cu gânduri bune. Poezie, vers, cuvânt, <coughs> Este pentru dumneavoastră, toate acestea sunt o pasiune sau mai mult decât o pasiune? iar e foarte bună întrebarea. Pentru mine poezia înseamnă un mod de a, mă, de a mă regăsi, în primul rând m-am uh -huh. regăsit în versuri, este o pasiune încă din copilărie. Am început să scrie mama fiind mentorul principal, ea scria și uite din faptul că am văzut cum scrie și își pune sufletul pe versuri, am început să scrie și eu. La noi în familie de obicei se scrie, scrie și mama, scriu și eu și în curând se lansează și sora, uh -huh. sora își lansează și ea cartea și... Merge deci voi aveți toată familia cumva uh, implicat în ceea ce privește arta cuvântului, lectură, adică într-un fel sau altul toți sunteți din, cum să zicem, în popor învățați, da? Pe timp era așa un termen, uh, că vii dintr-o familie de învățați. <laughs> Care este în opinia uh, care este în opinia dumneavoastră puterea cuvântului? Ce o să-mi răspundeți la această întrebare? Ce semnifică pentru dumneavoastră puterea cuvântului? Este un mod de a te exprima, este un mod de a fi auzit, de a fi înțeles. Uh, cuvântul înseamnă însăși arta de, de a găsi frumos în, în absolut orice. Și anume prin versuri o fac cel mai bine. Dumneavoastră când ați început acest domeniu? Sau mai bine zis, această pasiune ulterior care s-a transformat într-un într domeniu, un domeniu de viață, ocupații, de ce nu urmează să vorbim, poate este ceva mai mult ulterior care vă și câștigați existența? Cum s-au întâmplat momentele date? Prima poezie a fost undeva scrisă, probabil în clasa 4, a, a fost despre Ștefan cel Mare, legat de domnitori, după care prima mai serioasă poezie a fost scrisă la, fix la 18 ani, Eram la colegiul pedagogic și mm -hmm. îmi făceam studiile și am avut temă pentru acasă ca să compunem ceva sau să venim cu ceva alcătuit din noi. Și a fost prima poezie mult mai serioasă, la care am luat nota 10. Și de acolo am văzut că, uite, mi se, mi se primește, cred eu. Și am început mai serios cu acest domeniu. Cea mai scurtă poezie? Asta ar fi, <coughs> nu știu, patru versuri? Cea mai scurtă poezie? Da, probabil și pot Cea să Cea mai lungă, prim. atunci? Cea mai lungă poezie... Mă, cea mai lungă scrisă de mine a fost 14 strofe. Mm -hmm. Deci nu fii cont, gen, nu știu, <coughs> Mihai Eminescu, scris Luceafru, de vreo 99 sau câte de strofe este în Luceafru, nu ți cont? Gen <coughs> Probabil scris. la poezie cel mai important este să transmiți un mesaj. Mm -hmm. e, mesajul îl transmit și într-o strofă, și în două strofe. Dacă mesajul mai, e mai mare, îl transmiți un pic mai mult, mai multe strofe. Mm -hmm. Dar e important să transmiți un mesaj către oamenii care vor să, să te citească primele poezii și poezia de astăzi, pe care Dan Gode o pune pe hârtie, evoluția s-a schimbat a versurilor de atunci și versurile de astăzi. <coughs> și dacă, să, dacă să mă compar cum eram eu mai înainte și acum, eu probabil pot spun că probabil sunt îmbunătățiri, mesajul este mai profund care încerc să-l transmit și în general eu sunt genul de persoană care eu încă nu mă consider poet, e doar îmi place să scriu, Poiet mm -hmm. Poet pentru mine este Păunescu, Poiet poet pentru mine este Mihai Minescu, mie doar îmi place să scriu. Și puti prin chestia asta, probabil vreau să încă toată să menționez, eu nu mă consider poet, mie doar îmi place poezie și îmi place Dar să când scriu. vă prezint cineva poetul, <coughs> de cumva, ce, ce, sim, ce simțiți în... Eu sunt genul de om care nu îmi place mie să vorbesc despre mine lucruri mari, mai bine să vorbească în șapte lucruri frumoase. Adesea poeții, în general, obișnuiesc să, să se conducă de, de terminul, mai bine zis, terminul folosit dragostea. Dragostea în general este un sentiment divers, este cel mai puternic de altfel sentiment și dragostea poate fi diversă, poate fi dragoste de mamă, dragoste pentru cineva, dragoste față de natură, evident că în mare parte se scrie despre dragostea către femeie, iubită și tot așa, tot așa. Despre ce obi obișnuiți dumneavoastră să scrieți în mare parte? Bănuiesc că nu vă opriți doar la un domeniu sau într-o un tip anumit de dragoste. Temele pe care le abordez scriind versuri este dragoste de femeie, cum ați menționat și mai sus. Uh -huh. Și una din temele care mai des le abordez este situația în Republica Moldova, despre faptul că oamenii pleacă pe și rămân satele mai goale deci cumva doar este două le... mai mult temele este două să abordați mai mult uh -huh. știți că întotdeauna este așa o poezie pe care un poet o scrie dedicată cuiva dedicată unei persoane unice de ce nu prioritar <coughs> pentru această poezie este că să fie citită de o singură persoană este în, nu știu Urmează să vorbim despre volumul dumneavoastră de poezii. O așa poezie dedicată care prioritar este doar pentru o singură persoană. Întrebarea e tare interesantă. Da, sunt câteva poezii care sunt adresate anumite persoane. Și au o prioritate aparte. Au o prioritate pe, și um, îș, își regăsesc locul un suflet mai, mai aparte. Despre ce poezie este vorba? Este poezia Mi-aș fi dorit să am voce. Uh -huh. E dedicată unei persoane și mai este și poezia să-mi scrii scrisoare. Ce versuri ține ți țineți minte din... Mi-aș fi dorit să am voce, să te cânt frumos în nopțile reci, iar sala să fie plină de tine, pe fotoliu să stai, să mă admiri, să mă vezi. Aș fi vrut să fiu talentat la română, să scriu un roman pe care să vrei să-l citești numai tu în noapte cu lună, iar apoi să mai som, somn, să mă strigi, să mă chemi. Mi-aș fi dorit să fiu un pictor vestit, să redau prin culori cât ești de blajină, Talentul meu te-ar fi cucerit, Ești icoana la care sufletul se închină, Dar nu decât un om visător, Ce pășește în van cu crucea pe spate, Lipsit de talent, cu ochii la cer, Ce bea o cafea și citește o carte. Foarte frumos! Când ați lansat această poezie? Când a fost scrisă? A fost scrisă probabil cu 4-5 ani în urmă, Pentru mm -hmm. o persoană, Ia, citit-o, i-au plăcut. Are o istorie, nu știu, aparte, semnific ceva, aparte da, o, o scris o pentru o anumită persoană. Punct. Punct. <laughs> da. Toate aceste poezii, de cursul bănuiesc eu, pentru că o carte nu se scrie într-un an și probabil nici în doi, au fost adunate în volumul. Este volum, putem da. să-i spunem că este volum, călător în gara. Vieții. Da, este o plachetă de versuri, se numește Călător în gara vieții, dar curând voi lansa cartea cu numărul 2, în care vor fi mai multe, mai multe poezii. Când a fost lansată cartea? Cartea călător în gara vieții a fost lansată în jur de 2017-2018 uh -huh. la Urhei, a fost o lansare destul de frumoasă, pe care moderatorul a fost Tatiana Croitor doamna fiind cu trei volume deja lansate și în Republica Moldova și în România, ea a fost persoana care a avut încredere și m-a motivat că, uite, ar fi bine ca să scrii. Ce pot cei care nu au reușit să, să procure cartea sau cel, cel puțin nu au făcut rost de ea, despre, sau cu ce ar, ați putea dumneavoastră să-i surprindeți? <coughs> cu ce ar fi... Eu, când mi-am lăsat carte sau pachetă divers, mai bine spus, călător în garaveți, nu am făcut-o cu scop ca să, ca să o vând. A fost mai mult cadou pentru prieteni, Uh -huh. Pentru că știți foarte bine că din cărți, din poezii nu se fac bani la noi Republica Moldova. Uh -huh. Din păcate, cu toate că sunt destul de buni tineri pe care îi văd eu cu perspectivă bună, dar din păcate la noi nu se face bani încă din faptul de a scrie. Și a fost mai mult cadouri, adică pentru mine a fost o fapt de a mișura emoțiile pe versuri, dar emoțiile le-am transmis și le-am făcut cadou prietenilor la lansare. Și nu este cartea în librărie doar prieteni le-am făcut cadou. Astăzi mai sunt, <coughs> mai este actual gen să fie, nu știu, cel puțin cei care acum ne, ne privesc sau sunt curioși, este, sunt, este disponibil, este în stoc, cumva pot face <coughs> rost de ea? Toate poeziile care au fost în prima pachetă diversuri se, se vor regăsi în volumul cu numărul 2, uh -huh. în care vor fi toate cele din primul volum și deja va fi un volum mai mare cu noi poezii scris în 2023, 2022. Noi urmează să vorbim acum despre cartea nouă lansată. Corect ați menționat, apropo, aici, o idee, că la noi poeții, scriitorii, bine, nu știu, neapărat România, în Republica Moldova, cam doar investesc, dar bă, investiția dată este o pasiune, mare parte, și nu se trăiește din arta scrisului. Întrebarea mea ar fi simplă, fiind dumneavoastră deja printre cei care scriu și lansează, de ce nu se trăiește, de ce nu se face, cel puțin nu se întoarce ceea ce se investește, mă referă și la lectură. Ați menționat foarte bine, într-adevăr, un în poezie nu poți, nu poți să faci bani, pentru că poezia, nu știu, fiecare, probabil, pe care cunosc eu, tinerii care s-au lansat, au, doar au investit și de multe ori au ieșit și minus, Adică, cel puțin, ei își puneau prețul la cărți ca să le vândă, cel puțin să-și scoată investiția, dar de obicei rămâneau și minus. Pentru că la noi, în Republica Mold... probabil nu, doar în Republica Moldova, nu se mai citește așa de mult cum se citea pe timpuri. Probabil tehnologiile moderne au și pun cuvântul. În general, astăzi, vorbind de despre o carte lansată, ca cei care acum ne privesc și își imaginează, ai o carte lansată, nu, nu e harașo. Despre ce sumă este vorba atunci când privește deja, se privește cartea asta ieșită din tipar, cum se mai zice așa, bine, bine, tot copt și tot deja rumen, de la redactare până la ieșirea acestei <coughs> din <topar>. Despre <coughs> ce investiție este vorba? La nivel de investiții este vorba în primul rând despre cât de voluminoasă este cartea, în dependență de cum vrei să arăți ca copertă. tot acolo sunt niște investiții care se fac, adică să adaugă la cheltuieli, plus în primul rând depinde de numărul de foi, depinde de faptul cum vrei să iasă cartea la... și depinde în primul rând cât de voluminoasă este. Plus depinde și de numărul de foi, Da. Cartea care vine acum, despre ce, câte pagini va avea, despre ce este vorba? Încă, nu, deci... încă nu m-am gândit câte pagini va avea, dar la sigur va fi, deci se vor regăsi în jur de 50-60 de poezii, cam așa mi-am plănuit să fac, și plus va fi cu, cu un titlu nou cu și cu imagini. Păi uite și la faptul că noi vorbim de investiții, contează și dacă și, pui și imagini, iar și o mai scumpă, ți iesă ca, mm -hmm. ca cheltuială. Dar pentru cei care scriu, probabil cheltuielile astea sunt uh, pentru suflet uh -huh. și nu își au așa mare însemnătatea, pentru că faci ceva într-adevăr ce îți cere sufletul. Era o vorbă că întotdeauna oamenii de artă, actorii, poeții trăiesc cu sufletul în mare parte și ulterior cumva... În... A în ceea ce privești să-și câștige pâinea, este cumva mai dificil și mai complicat. Ca, adică ei nu privesc cartea ca un business sau ca, nu știu, ca un mod de trai, da? Dacă e să lăsăm, sau mai bine zis, să vă pun la o mică provocare. Lăsăm faptul că dumneavoastră scrieți versuri, pentru că la noi încă este la modă astăzi care și cum și nu spun cu rău, Doamne ferești, care și cum a fost o lecuțică în Maldivii. Și după asta, după ce a trecut o vacanță în Maldivii, își trage o carte cu un roman numindu-se Vacanța de vis alături de persoana anonimă. Dar noi o să o luăm pe alt drum și o să vă provoc astăzi să începem a scrie aici imaginar un roman despre dumneavoastră, despre copilărie, despre sat, despre studenție și tot așa tot așa până astăzi. Cu ce ați început? Și aici mă refer cu copilărie. Cum a fost aceasta pentru dumneavoastră? Copilăria a fost una foarte interesantă. Am început studiile aici la Chișinău, am început la liceul Elena Lestar, liceul cu profil de artă. Probabil clasele primare, da, clasa 4 până în clasa 4 am învățat aici, după care am făcut gimnaziu. Uh -huh după gimnaziu am urmat uh, colegiul pedagogic uh, Vasile Lupu din Orhei care și-au oh, și pus oh, amprenta asupra dezvoltării mele pentru că eram mai, mai zbănțuit, mai bătăuș. Colegiu, după înseamnă cu... că trebuie să vorbim și despre asta. Și după colegiu, cumva, lecuții m-am format altă gândire, altă mentalitate, pentru că cum concomitean că făceam colegiul pedagogic, am făcut școala sportivă de la Orhei și făceam două momente odată. Făceam școala de box, după care făceam și colegiul pedagogic după care mi-am urmat pasiunea spre Universitatea de Educație Fizică și Sport. uh -huh. ce 5 o -o. ani am petrecut, ca, adică am studiat ca profesor de Educație Fizică și nu m-am oprit aici, după care am făcut și masterat tot la Educație Fizică și Sport în psihopedagogie sportivă. ne- asta așa le luați pe rând, ta ta ta, 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 și eu stau și mă gândesc, stai, stop, care, de, unde, de la poezie, la educație fizică, de la, <coughs> la psihologie, cum, cum s-au întâmplat toate este așa diferite în, între sine? Mie tare mult îmi când mă întrebau pe mine, și legătura are poezia cu box. Pentru că am făcut, mă spun, școala de box, care e de la Orhei, de școala bărbăției, aș spune. Am avut un antrenor foarte, foarte bun, domnul Mihail Buhaniuc. Care legendarul. E formă, legendarul Mihail Buhaniuc, care știa forma adivărat, adivărat a forma adevărat, adevărați bărbați. Și toți mă întrebau cum a și legătură are poezie care are un domeniu și partea sportivă cu totul alt domeniu. Dar probabil așa a fost să fie. Când mai aveam eu un prieten, un cunoscut, care în general venea din poliție și tot scrie versuri nu și nu se înțelege nimeni și cad mm. poliția cu versurile. Pur și simplu, probabil așa a fost să fie. Este domeniul de activitate pentru suflet și este domeniul din care îți creștești existența, ca altfel n-ai cum să supraviețuiești. Mm. Deci, da. Noi, Republica Moldova, noi nu trăim să supraviețuim. Știu. Dar apropo, încă din păcate, foarte mulți speră, încă nu știu, hai să zice, deja la o vârstă unde poezia cumva o să-i aduc ceva mai mult. Adică la noi doar speranța, nu știu de ce, încă trăiește. În, în, acest domeniu. Noi asta ați menționat așa de tău un gând, că ați fost o lecuțică așa mai bătăuș, mai... Eu aici am o leucuță să mă opresc. Stați, 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 sta, sta la mine în cap nu, nu să lea, cu poezie, egal cu box, cu bătăuș. Ne oprim aici. Bătăușa asta până la ce level, nivel dumneavoastră erați și în ce manieră? O lecuță mai zghețeală în toate domenii. <laughs> Da, bătăuș și izghițel asta cumva e apucat de umăr pe, la școală. Aveai tendințele astea după, după școală cumva să te cu, cu, cu sau... Eu de felul meu sunt foarte liniștit. Cum educat până în momentul Aha. când este o anumită... Te provoc. Da. Eu sunt pentru, pentru a vorbi, pentru educație, dar... Experiență la școală dintr din, tra, până când? A 12 bănesc că ai finisat. Experiență făcut de genul... după care 4 ani de colegiu. Aha. Și... Experiență Experiența de genul ăsta că să te apuci de, de, au de fost momente, dar probabil o să rămână după haine. Ca să nu sară tot în cap. Am înțeles. Uite, mai este așa o chestie foarte curioasă la, la poeți, la scritori. Aceștia de regulă au un anotimp preferat, au o locație preferată, nu știu, nu toți, pentru că sunt foarte mulți că ei, hai mai repede, n-au ei când să stai să gândească că trebuie descris, trebuie de lucrat. Dar adesea cei care o fac cu multă pasiune și gen trăiesc, da, arta cuvântului, prefer un anul timp, prefer o locație. Mai sentimental, S -s mai da? Mai sentimental, <laughs> mai așa, nu știu, cineva iubește toamna, cineva iubește vară, cineva iubește iarna, nu știu. Cineva să vă conduceți despre, de o asemenea, nu știu, locație special, un asemenea anotimp care cumva inspiră mai mult siguranță în mers. Probabil nu am un anotimp preferat și faptul cum, când vine inspirația, atunci și încearcă să scriu. Și încă o dată menționez, eu nu mă consider poet, eu mă consider doar un, bă, un băiat sau un om care iubește să scrie, <coughs> ca să nu fie cumva... Pentru mine poet rămâne Păunescu. Concret, deci este, acel poetu este preferat. Poetul care nu îmi place să-l citesc. Dar mie prin place... ce el este în opinia dumneavoastră Deci el este special. deosebit pentru că el, în primul rând, îmi place cum el transmite mesajul dragostei pentru femei față de țară. El, pentru mine, are un loc aparte. E cel mai, cel mai pentru mine, de, când, de cum îl văd eu din momentul meu, este top. Mm -hmm. Poet care are toate <coughs> toate calitățile necesare pentru a transmite mesaje, pentru a fi exemplu și i-am ascultat probabil și am citit toate poeziile pentru că el are și varianta audio uh -huh. și îmi place cum el transmite mesajul pe lângă faptul că el scrie bine, el și-l recită foarte bine adică mesajul îl transmite dublu prin recitare și prin viață. Sunt foarte mulți care scriu bine dar nu Nu, nu pot recită. recita, da, da este, este așa momente când poți să scrii mesaj, dar uh, cine îl transmite, asta e altceva <coughs> Uitați-vă, noi avem un principiu, cel puțin astăzi, încă actual, tendința de a scrie versuri nu știu, rima, da, dintre al doilea și al patrulea vers, primul și al treilea. Se numește rima încrucișată și da. rima împerecheată. Da, este, da, Și okay, este da. și versul al. Este rima albă, da. Mm, nu știu de ce capătă tendința asta, versul alb, în ultima perioadă, pentru foarte mulți scriitori sau cel puțin foarte mulți, mai rung așa cât un dita mai citat pe, pe net, și este versul alb. Dacă, unu, întrebarea, prima întrebare pentru dumneavoastră, dacă vă conduceți și scrieți, țineți cont de versul alb și dacă este mai actual acel vers în de care ziceți dumneavoastră. Eu nu sunt eu mare specialist, nu vreau să-mi dau părere că mulți nu s, arătă -s mm -hmm. în cap. dar cum, cum consider eu, adică este o parte pur subiectivă, să nu mm -hmm. fie cumva obiectivă, este pur subiectivă, în faptul că în scrie trebuie să transmiți mesajul. Și mm -hmm. mesajul dacă îl transmiți, și este mesajul transmis bine, indiferent că rima albă, că rima încrucișată, că rima împerecheată, mm -hmm. important să ajungă mesajul, este la omul care vrei, sau la cititorii tăi, sau la oamenii care iubesc poezie, să înțeleagă numai. ce vrei tu să transmiți prin versurile tale și indiferent că e împerecheată, încrucișată, mă repet, sau rima albă, important este să fie transmis mesajul. Emoțiile care trebuie, care vrei tu și al puțin să fie transmis. Da, la versul alb, apropo, eu mai, așa, mai apare în lista de <coughs> Bine, nu vreau cu rău, acum mai apare cu uneori ca așa, câte o poezie. Și mi-aduc aminte ca la școală, că ca cam întreb profesoara, știi, băi, dar despre ce să vorbești în poezie asta, că eu n-am înțeles nimic, dar este în tendința este, asta, da. când să scrii, să scrii, să scrii, stai și te gândești, băi, deși să mă leg, eu nu înțeleg, adică este chestia asta. Dacă tot am atins <coughs> chestia, chestia respectivă, uh, versul, hai să spunem așa, este old school și new school, știți, aceste două termeni, acești doi termeni. Versul așa mai vechișor, da, scris în secolul precedent, nu, înțelegeți da, ce zic eu, și versurile sau poezia contemporană. În opinia dumneavoastră, aceste două diferă în sine? Este momente când lecuță diferă, pentru că probabil lecuță mai... Mai, cum ați menționat în secolul trecut, oamenii scriau sau scrie, poeții scriau versuri ținând cont mai mult de rimă împerecheată, rimă încrucișată, uh -huh, adică uh -huh. să aibă cumva și aspectul ăsta al poeziei. Acum tinerii care văd de o lecuță mai, mai modern ei transmit mesajul mai mult, adică este tendința asta și în rimă albă să transmit anumite emoții, sentimente care, care fac destul de bine. Adică uh -huh, ce ce uh și-a -huh. fost în trecut s transmis bine, dar acum tineretul sau cei tineri care scriu și rimă albă, tot transmit mesajul destul de bine. Important să fie înțeles mesajul și emoțiile care vrea să-l transmite, să ajungă la cititor. Dar știți că este acum <coughs> chestia asta unde se vorbește că ei și-au fost cândva, nu mai este de anul și... A, ăștia fac lișbă lucruri numai să, să fie făcut și da, asta apropo se reflectă și la muzică dacă apropo să vă întreb despre ce muzică ascultați pentru că versul în primul rând este și acel vers pus pe linie melodică, pe muzică vă conduceți de nu știu clasic vorbind o, o piesă care are un sens, are o rimă, un text clar, frumos sau ascultați A.K. Morgenstern <laughs> sunt Stam. genul de om care poate să și Morgenstern Да, мне, мне, понелуй. Я-женудий, он, музыка. Я знаю, что. Приматур. Я знаю, у меня есть моменты, пропока. Зависит от диспозиции. Существуют моментики, когда мне плачет классическая музыка, но чем больше мне плачет, песни, которые имеют эмоциональную карьтуру. Мне нравят песни, которые вверх, ульгасят. Emoțiile astea care vreau să transmite transmiti prin versuri. Uh -huh. Adică sunt unele cântece care au, am cum am menționat, adică încărcătura asta emoțională care o transmite foarte bine prin versuri. Pot să fac referire la Irina și îmi place cum scrie. Pentru că cântecele ei chiar au încărcătură emoțională. Uh -huh. Mai nou îmi place Iema, cum scrie, din România. Adică pe lângă faptul că ești cântă bine, că uh -huh. și are voce, dar îmi plac și versurile ei foarte tare, adică mesajul care vrea să-l transmită prin încărcătura emoțională, versurile astea Des care e ideea? De ce v-am întrebat? Pentru că la noi în ultima perioadă lap, tap, 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 și nu se înțelege nimic absolut din piesa respectivă. <fotricări> Domnule Gode, eu foarte rar în general când iau telefonul în mână și citesc ceva din telefon în timp ce uh -huh. și, sau mai bine zis când în camera i-a păsat pe rec. Dar aici n-am cum să nu citesc pentru că sunt câteva momente de detalii și să nu mă încurc între. Deci, dumneavoastră la noi oficial sunteți așa, profesor de educație fizică, bucătar, o leacă de politician, profesor de practică și teorii la școală auto. Ceea ce ce sunt de politică, asta e, îmi place de la 19 ani, de când am fost ales președinte pe la Orhei. De atunci am început partea politică, am fost la un но в раздал номер младший партид. А после леска пришли типа не редче, чем им и акту для акту для волонтерят не им плачет тари молд. А дикс фак волонтерят с моим плекс дисволт кред кастом реушишь что мой молд. Пробабил есть фейкари да но не наш тем кондар. Пробабил дар у меня есть теперь коммуникари пентру. Пял укр пати у ликуца конвенже. Дичам алесе у партия политика пентру кред. Редко под скимбалу курли. Uh -huh. Și am dorința asta de a o face Am fost patru ani și ca consilier uh -huh. Probabil și de aici dorința dorință a fost și mai multă Plus, cum și-am menționat, în voluntariat a fost implicată lecuți mai mult Și cred că mi-a reușit să fac câteva acțiuni destul de bune Dar de de despre am ce acțiuni este vorba? Ce acțiuni am făcut? Eu de obicei de Crăciun am așa o campanie Se numește De Crăciun devenim mai buni uh -huh. Adică deja suntem la două ediții care împreună... Deci cu, anul ăsta urmează să... Probabil, uh -huh. da, vreau să fie continuitate. Prima ediție a fost de Crăciun devenim mai buni. prin faptul că eu împreună cu câțiva prieteni am organizat... Nu este de laudă toată chestia asta, dar pur și simplu ei chiar îmi place să mai implic telecuță. Uh -huh. La câteva familii am reușit să mergem acasă, să le ducem câte o surpriză și aici să ne niște, poate încălțăminte, poate îmbrăcăminte în și pe locuri niște produse alimentare la persoane uh -huh. la care ce nu prea Exact. Da, -a, a, cel, -a, a doua, am văzut niciodată. ediție de Crăciun de Vin mai bune a fost și mai mare, adică am avut în jur de vreo 50 de participanți doritori care doreau să se implice. Am deghizat chiar pe albă ca zapadă, moș Crăciun, împreună cu piticii. Am avut susținerea și faptul că, adică, pe lângă mine au fost niște oameni destul de bravo, pot să i spun chiar prieteni, care m-au ajutat și au înțeles ideea asta, cum vrei și vreau să merg eu și uite, ca să ne implicăm, să, poate să facem pe locuri o schimbare și la copiii la care moșcăciun am spus că nu prea intră, să fie noi de Crăciun deveni mai buni moșcăciune și aia care, care să intre și opțin să le pășească pragul și opțin să-i vadă și să-i asculte cu poezie și le, chiar un mic prezent să le dai pentru că e și așa sărmani. Dar apropo dorința asta a dumneavoastră de a deveni lider al unei comuni în oraș primar, mai există? Adică mai este valabilă pentru, pentru dumneavoastră în timpul apropiat? Uh, și se întreb pentru că alegerile locale au trecut acum. Alegerile Ieri, locale au trecut, e, da. Am hotărât să nu mai implic în campanie electorală pentru că... Așa am hotărât eu, am motivele mele personale, nu vreau să le divulg aici, dar mm -hmm. probabil pe viitor tendința încă există și este dorința asta de a te mai implica nu vreau eu să parc, Doamne ferește, eu și de bun și Doamne ferește, eu și deosebit. Pur și simplu este încă tendința asta de a încerca și a schimba ceva. Este poate încă tendința asta de, de a reuși și a demonstra chiar se poate. Uh -huh. Și cred că dacă o să mă ajute Dumnezeu, o să mai încerc. La bucătărie eu lucrăță când ne final, <laughs> dar la școala auto e aici trebuie să mă apresc. Pe lângă faptul că la noi foarte mulți ajung profesori doar de practic sau doar de teorie, dumneavoastră sunteți și de practic și de teorie și vreau să relatez toată această ecuație, că dumneavoastră sunteți și poet, sunteți și bucătar, aveți și alte chestii în ce sunt de profesor sau cum să-i zice, da, profesor de educație fizică și psiho. Psihopedagogie. Da, exact. Școala auto, cum a apărut asta în viața dumneavoastră? <coughs> bine, <coughs> profesor de teorie încă pot să mai înțeleg, da, că dumneavoastră aveți sau ați cochetat în ceea ce privește cu bita școală, da, pedagogie, dar toate astea, astea două componente e cam destul de complicat, deci trebuie să înveți foarte bine în tot ceea ce privește șoferii. Uh, eu, uh, eu, am început ca, ca pedagog în la 19 ani, Adică eu am început, nu din start cu orile de sport, am început cu, am dus o de clasele primare. <gântu -se> adică de activitatea mea ca profesor, ca învățător, am început de la 19 ani. Ca Prim. la clasele primare și după care am început și cu un să fac și orele de sport, pentru că am dat deja și la universitate sportivă. După care, probabil, acum am, anul acesta să împlinească 10 ani de experiență ca profesor. <gură> știți că bucură, apropo, de că cer scuze că vă întrerup la 19 ani, că ăștia am la 19 ani pe la benzinării până la 3-4 dimineața, știți? Și ați început deodată cu majoratul să, să și mai ales într-un domeniu destul de complicat și necesar. Știți, a acum că eu, domnul ferește, și e exemplu, eu sunt tot tânăr, tot am e, momente în care trebuie să-ți faci lucru, este momente în care trebuie să te distrezi, adică nu facem cumva exces de mm -hmm. prea multă profesorie, prea mult pentru că la urmă-urmă suntem tineri. E, cum am ales școala auto? Asta a fost cu 2 ani și acum șumate. 2 ani și șumate de când sunt, e, lucrez la școala auto ca profesor de curs de siguranță mm -hmm. și mai lucrez și ca instructor auto. Probabil, dacă sincer încă tot nu știu cum am văzut. Probabil a fost o motivație de, de pe interior de a încerca și acest domeniu. Dar este o școală aparte până a deveni calificat instructor? Este, la Institutul de Știință poți să faci cursuri pentru a deveni profesor de teorie și concomitent comitent poți faci, să fii și instructor auto. Uh -huh. Mie mi-a fost o mai ușor ca profesor. De ce? Pentru că deja avem o bază din pedagogie care... Brei, nu vrei, oricum își pune amprenta ca instructor auto, o lecuță mi-a fost mai greu, de ce? Pentru că acolo trebuie să studiazi și partea tehnică, adică nu poți să te duci la uh, orele de instruire auto ca să nu ai Idee de pregătire, practică. da, și sunt, uh, sunt și manuale în care se predau plus colegii mai cu experiență te iau, te ajută și îți uh -huh, demonstrează uh -huh. cum trebuie să faci chestia asta în parte practică. În general, școala auto este un fenomen în societatea noastră aparte și trebuie să te pui și concret diplamează să că episodul de podcast și să-l termin la vreo nouă <coughs> și nu știu dacă o scoți în capă. E pupie cu permisul de conducere în Republica Moldova, încă și mai gravă. <coughs> Dar totuși, plând și făcând o acoladă să vă întreb pe dumneavoastră, chiar sunt curios. De deci la noi rata de obținere a permisului în Republica Moldova este atât de jos, anual vorbind aici? Uh, ultima tendință este pentru că la, la școala auto în fiecare an se adaugă în primul rând și întrebări și mm. în materii noi pentru care, într-adevăr, trebuie să le studiez. Mai este momentul că nu toți tinerii își fac timp ca să vină să studiez, adică sunt mare majoritate, hai să spunem 80% care vin la orele teorie, sunt alții care le mai e, mai să da, în limba rusă mai uh mm -hmm. să probabil și din faptul ăsta că dacă vin la orele teorie, asta nu înseamnă că și învață, da, că tendința asta nouă cu TikTok-ul și ce mai este, îi fac o lecuță mai pe alături de teorie, toate, eu sunt sigur că fiecare profesor de teorie, la, indiferent de școală la auto, le predă bine cursul de siguranță, dar pe lângă faptul ce ce noi transmitem nu tot timpul mesajul ajunge. la elevi. Și pe lângă faptul că noi le predăm temele care este din teorie, la final întrebăm, ați înțeles? Uite, adresați întrebări, tot tac. Și din momentul când tac, îți apare întrebare. Ori tot o înțeles, ori nică nu înțeles. Și când îi pui a doua oară ca să le întrebări, cam, cam în mai și ești de la SP chestia asta o înțeleg deja pe fiecare în parte. Dar la SP când te duci deja la voi spuneți mai polar sau aud mai des am la rău, am rău da? Mm -hmm. La am rău, când te duci deja trebuie să arăți rezultate trebuie să arăți rezultate ca ai învățat teoria, să răspunzi la te testele care sunt în fața ta pentru că nu poți să mergi nepregătit și mai ales la partea practică, iar și trebuie să fii foarte bine pregătit tehnic și teoretic, teoria să o aplici în practică. Uh -huh. Și sunt unii studenți care poate la lecțiile de instruire merg bine, dar mai este și factorul psihologic, da, că ei acolo mai au și emoții și să mai sunt și alții care, adică la, <coughs> la examene nu e destul doar tu să conduci bine, dar trebuie să prevezi ca cam cum ar conduce și ceilalți participanți în trafic, pentru că la noi de obicei se primește că sunt unii elevi care chiar conduc bine și în timpul examenul bă, cineva le taie colț, cum spun noi popular, sau un pieton, da, necutărât, încearcă să traverseze nu pe unde trebuie. Să grăbește da, după, țigări. Se grăbești după, după, după țigări, da. Și se primește că elevii nu sunt din cauza și altor factori, pe lângă faptul poate să aibă și o pregătire bună. Domnule Gude, eu aici mă scuzați. Încă o întrebare, dar cel mai interesant e și îmi place că știu răspunsul de unde care să-l dați, uh -huh. dar eu oricum trebuie să vă pun această întrebare. Este așa un mit în societatea noastră transformat sau egal cu uh, uh, pentru cei care ajung la am rău, cum se spune în popor, că examinatorii în mod intenționat provală elevul, cursantul, așa ca aceștia deja pe zi au un număr de elevi pe bunii care trebuie să susțină examen. Întrebare, este doar un mit sau pe bunii este un adevăr? Eu nu pot să, mă, să răspund întrebarea asta. Eu când aud ideea asta că examinatorul m-a provalit, eu din start ne apare două întrebări. Ori faptul că el a făcut vreo greșeală gravă, ori faptul că nu știe Adică greșeală gravă din teorie, că nu cunoaște regulamentul, sau partea tehnică, încă lasă o de dorit știind faptul, adică dacă vin din domeniul cel și ține de partea de teorie și instruire, se vede că momentul pregătirii unor elevi, da? Adică noi deja îi cunoaștem pe un elev din partea de teorie și din instruire, cam și rezultate sau și potențial în procentaj o să reușească la SP, da? Și noi când le mai spunem despre ideea, mai e nevoie lecuță de pregătire pentru că la sp într-adevăr trebuie să arăți rezultate. Că sunt unele puncte care se penalizează și că într-adevăr trebuie să fii foarte, foarte atent ca să nu încalci. Și merg în Adică nu țin cont de faptul că mai au nevoie dacă de pregătire ca să meargă într-adevăr. Deci ești hotărât și mai ești factorul psihologic. Că trebuie să, fie și lucrezi și cu ei pentru a avea rezultate. Uh, într-adevăr, este faptul că sau răspunsul meu, cel puțin obiectiv, este faptul că când aud că examatorul a provălit, nu. Asta apare două răspunsuri. Ori nu știi teoria, sau o în practic, ori nu știi partea tehnică, uh -huh. la care tu mai ai lecuță de lucru. Dar să dăm vina pe examator, nu cred că este asta. Îi datorită elevilor dumneavoastră de curs la 2 ani și jumătate? sur din față. Mm -hmm. uh sur din față este genetic. La mm -hmm. noi, de pe linia altă ticută, așa, cu părul sur. Indiferent că e față sau un băiat, îi dați așa în față, părul Dar răbdare trebuie să aveți. Răbdare mult, trebuie că, să aveți. Da, trebuie să ai și răbdare, trebuie să fii și calculat. Uh, experiență de genul unde s-au încurcat stânga cu dreapta și s-au primit... Uh, <laughs> noi. Bobo? Uh, cu accidentele rutiere, da, se mai întâmplă, pentru că se mai întâmplă din faptul că ceilalți participanți să fi cel mai des, participanți și celălalt sau în distanță. Față de școli auto și mesajul meu chiar este pentru toți ce când vedeți școala auto, stați mai la distanță, pentru că noi chiar le spunem, uite, în următoarea intersecție o să vrem la dreapta, da, și le -ar, ei a prins corect și în intersecție nu și le vine de prin cap și în loc de dreapta o iau pe stângă. Mm -hmm. Și îți vine greu lecuță să să-i corectezi de asta trebuie lecuță și de răbdare cu cei care au încă învață. De obicei, accidentele se întâmplă de la faptul că nu se păstrează distanța. De știți că noi avem și experții ăștia care au obținut acum un an sau aproape un an în urmă permisul și haide ue, și știți că noi avem și din ăștia care mai taie colțul, mai spun în pacate, față, mai... Da, din păcate este tendința asta. La școlile auto, probabil, eu am și o rubrică să numește bancuri de la școală auto și Facebook. <laughs> am bancuri Facebook. de la școală auto și acolo, într-adevăr, niște momente destul de interesante și pot scrie cu o carte adăugător pe lângă poezie, bancuri de la școală auto. Cel mai captivant sau cea mai bună glumă de la școală okay, auto? Ok, bună. Cea mai, cea mai, cea mai bună, bună glumă de la școală auto? Aha. Sau bani care s-au întâmplat în caz real? Nu știu, ne amintesc că ele sunt foarte multe interesante, că să văd care ar fi într-adevăr șemei. Ah, am avut o domnișoară la orele de instruire mm -hmm. și uite, îi spuneam că o să ne apropiem de intersecția dirijată de semafor și va trebui la semnalul roșu să efectueze oprirea domnișoara se oprește la semnalul roșu al semaforului, se oprește, eu stau relaxat cu ideea că, uite, să aștept semnalul verde ca să pornească, mm -hmm. domnișoara începe pornirea la semnalul roșu, eu brusc îi pun frână și o opresc pe loc, zic, ce vrei să faci, domnișoara?

La păi, de -a. De pix, la da, pauză e, de, la, de Între pauză noi avem acolo fiecare povestește cum o condus și bancuri de la școli auto poți adune o grămadă. Uh -huh, uh -huh.

Să minte că am făcut liceu profesional, încă era pe timpuri, în apropiere de Poți A fost șef de grup acolo, cu mm -hmm. în bucătărie. Și m-am descurcat, descurcat, cred, destul de bine. Și aici am învățat de la culinărie și acum încă mai practic câteodată este că să fac cartofi pai. <laughs> Asta pot să fac și o maghină. Ok. Și în cu bucătările, o mai puțin. Am mai cu școala auto tot timpul să-l fură din lume. Nu, dar eu am văzut că dumneavoastră ați fost la Hai să ne căsătorim. I Apropo, <laughs> urmează să vă căsătoriți. Această minunată pasiune, eu cred că o să o surprindă viitor, pe viitoarea soție în timpul apropiat, timpul viitor. Foarte, foarte plăcut. Apropo, și tot pe această notă urmează ceva la modul serios sau încă mai bine, termenii prea care am vrut să-l zic, sunt mai bucsuiți. Urmează ceva în timpul apropiat? În timpul apropiat, mai mult s-a axat pe carieră mm -hmm. și când o să fie timp potrivit, atunci o să fie și a doua parte. Pentru că la fiecare în viață, cumva, termenul ăsta de carieră, termenul de învățătură, la fiecare vin diferit. Sunt alții care au făcut, sau au la 22 de ani, sunt alții care au făcut studii la 50, sunt alții care chiar și la școlile auto vin unele doamne de 57 de ani, 60 de ani, uh -huh. care probabil trebuia să facă școală mai devreme, dar o fac acum. Adică la fiecare cumva sunt niște etape în viață, care noi trebuie să le trecem pas cu pas, dar la fiecare etapă le cumva lecuțe diferite. Așa cred eu. Și când o să fie în momentul potrivit, cred că atunci o să fie. Stat și cu mine. Stai cu mine. Stai cu mine. Stai cu mine. că cu mine. <coughs> de cu să uh, Stai cu că până la se spune că până la 30, da? E, da, până la 30, da, după 30 deja îmbătrânești. Să începe a doua tinereță. A, a, doua tinereță. A doua a început. Da, ca în la melodie. Domnule Gode, noi tot noi am vorbit despre una, despre două, despre trei. Mi mi-a scăpat și pe final o întrebare, dar o dăm totuși pe final. Iar și cartea, cartea <coughs> care urmează să fie lansată, are o denumire, se va denumi cumva. V-ați gândit la această denumire sau încă urmează? În... Încă nu am gândit la denumire, sincer să fiu, pentru că acum eu mai des aștept ca să lansează sora. Uhum. adică asta e dorința mea întâi să lansez Ia, după care o să vin și eu cu... Ea mai lansat sau... Nu, este prima dată prima. când se are și emoții, emoții. și vreau să spun adică ce o să regăsesc în cartea surorilor să fie cum scrie că amintiri din copilărie, nu uh -huh. să fie un fel de amintiri din copilărie în varianta lecuță mai modernă. Acolo se va regăsi și gândul că dumneavoastră ați făcut o de păr pe la 2, 3, 4, 5 ani. <coughs> Acolo se regăsește, Eu mai publicat ceva istorioare din, din carte care urmează uh -huh. să apară și acolo tare mult interesant. Istorioare de ce, interesante. Ce, de, de ce mine? Pentru că dumneavoastră ați sunteți cam așa de film, mai bătăuși, mai un altul. Eu cred că așa, din experiențele ies. <coughs> acolo dai... se găsește tare multe <coughs> situații interesante. Și cred că o mare parte în carte am și eu, dar <g manages> e, e, în general o să regăsească mai multe situații. Adică și așa îmi place mie ce, mesaj vreau să transmit, e bunătatea și modestia oamenilor din trecut. Uh -huh. Adică asta e cumva o lucuță din tematică care se regăsească în cărți. Și o să fie într-adevăr timpurile astea frumoase care au trecut, când oamenii sunt în Neu, mă mai se teau la un păhăruț de vin, la o plășință uh -huh. și mai discutau. Acum, pe lângă faptul că noi avem tehnologiile astea moderne, dar oamenii să mai trăiești mai singura și oamenii uită în general ce înseamnă să da, se bucă da, da. De eu țin minte timpuri când era de Crăciun mai ales uh, părinții mei se mascau împreună cu frații, surorile, mergeau pe la rude uh, colindau uh, era interesant, am mai chestia asta câteodată am mai de Crăciun nici nu are și nici vine colinde și o da. când tehnologiile moderne pe lucruri lecuțe fură din frumusețea asta care au fost lecuți mai pe timpuri. Asta probabil se datorează că noi nu prea avem zăpadă în ultimii ani și <coughs> copiii nu, cred nu să mai leagă să leagă anume de zăpadă, să leagă despre faptul că uh, ne plăcut doar, am citat, uh, plăcut citat a unui scriitor care spune uh, ca noi să progresăm înainte, ar fi bine să ne întoarcem la timpurile din trecut. Mm -hmm. Nu știu cine a scris, dar ne-a citat mult uh, citatul uh -huh. Erau mai modestei. <coughs> Da, mai ales acum, acum toți trag de la nord, la sud, spre capital și aici, da, da, ba, da. Ba, ba, și să uite, să uite. Da, și la noi, pe bune, și ne-au mai rămas practic în țară, au rămas foarte puțini și oameni care de cândva, pe ei sunt de mult plecați în diaspora și se pierde și din cauza asta farmecul dat. Domnule Gode, noi vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici în studio. Succese mari surioare dumneavoastră la lansare. Succes vă dorim pentru dumneavoastră la lansarea noi cărți, noului volum de poezii mult sănătate, mult succes, mult răbdare în meseria pe care dumneavoastră o aveți, că este una foarte complicată și ne mai revedem aici în studio. Mulțumim frumos, seara frumos. Dan Godea, poet, <guss> bucătar, profesor de educație fizică și multe alte pasiuni pe care le are el în timpul apropiat și timpul viitor. Noi ne revedem la o nouă ediție. Până atunci să veți bună voastră dispoziție. Pa, pa!